Dinamo și FCSB au terminat la egalitate în derby de România, scor 1-1 la capătul unei înfruntări în care Roșalbi au evoluat aproape o repriză în superioritate numerică după eliminarea lui Nioere. Prima mare ocazie s-a consemnat abia în minutul 26 și a aparținut trupei din Ștefan cel Mare. Nistor a executat foarte bine un corner, iar Daniel Popa a trimis cu capul la colțul lung, dar mingea a trecut puțin pe lângă poarta lui Bălgrădean. Același Popa l-a mai pus odată la încercare pe Bălgrădean în minutul 32. Portarul Roșalbaștrilor nu a mai avut ce să facă în minutul 38 când a fost obligat să-l faulteze în careu pe popa, iar Saloma o a transformat lovitura de pedeapsă. 32 de secunde au trecut din repriza a doua și Cooper l-a secerat în careu pe Florin Tănase. Golgheterul Nioere a executat slab, pe a respins în față, iar Tănase, atent, a restabilit egalitatea în minutul 48. S-a terminat 1-1 și CFR Cluj continuă să fie lider în Liga 1, după ce toate favoritele au remizat în meciurile din etapa 15 -a. Universitatea Craiova a fost ținută în șah, acasă de Sepsis Sfântul Gheorghe, scor 1-1. CFR nu a reușit să treacă de Dunia adunarea Călăraș, scor 0 la 0, iar viitorul a bifat al doilea egal al sezonului 0 la 0 acasă cu Concordia. În clasament Clujeni au 30 de puncte, pe 2 se situează FCSB cu 28, iar Craiova și viitorul au câte 26 de puncte. Liga Națională de Basket Masculin a programat duminică înfruntarea dintre campioana o a țării, CSM Oradea și principala contracandidată la câștigarea ediției 2018-2019 a întrecerii interne, UBT Cluj. Albnegrii s-au impus cu scorul de 72 la 69 la capătul unui joc în care au stat mai bine în apărare și au forțat pe Oradeni să încerce finalizări de la distanță. UBT avea un avans de o posesie la finalul primului sfert, pe fondul unui joc echilibrat. La fel s-au derulat lucrurile și în cel de-al doilea parțial, însă trupa lui Mihai Silvășan a să profite de momentele de lipsă de inspirație a gazdelor. Astfel, la pauza mare, UBT s-a distanțat la 7 puncte, scor 38 la 31. Mult mai motivați la revenirea pe teren, basketbaliștii de la CSM aproape au întors rezultatul în sfertul 3 și în ultimele 10 minute s-a intrat la scorul de 51 la 49 în favoarea clujenilor. CSM a forțat și a reușit să treacă în avantaj la scorul de 62-60, iar finalul a fost decis de posesia mai bună a alb-negrilor. Daix a punctat pe final din aruncări libere. Richard a ratat ultima încercare de 3 puncte și UBT a obținut a 5 a victorie stagională și a treia consecutivă. Clujenii sunt lideri în Liga Națională cu 11 puncte, iar etapa viitoare vor disputa clasicul Transilvaniei în deplasare cu CSU Sibiu. Campiona României la handbal feminin CSM București a învins în deplasare formația maghiară Ferenc Varoș Budapesta scor 34 la 28 într-un meci din grupa preliminară de a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a avut o evoluție încântătoare și a marcat 9 goluri în succesul care le duce pe Tigraice în fruntea clasamentului grupei, cu doar o etapă înaintea finalului acestei faze a întrecerii continentale intercluburi. CSM și Ferenc Varos au câte 6 puncte și sunt despărțite de golaveraj. Lider în clasamentul golgeterilor este Neagu cu 43 de goluri marcate în 5 etape. Primele 3 clasate din fiecare din cele patru grupe preliminare se vor califica în grupele principale ale Ligii Campionilor. Partidele vor avea loc în perioada 25 ianuarie-10 martie 2019. Primele patru clasate în grupele principale vor accede în sferturile de finală, iar învingătoarele vor participa la turneul Final Four, care va avea loc la Budapesta între 11 și 12 mai 2019.